Ei, nativul rac are o simbolistică acum, în săptămâna următoare, cum să zic eu, mai cenușie așa. E ceva care vă interesează. Parcă timpul se oprește în loc, aveți mai multă înțelepciune, căutați prin reflexie să aduceți niște lucruri noi în viața dumneavoastră, aveți nevoie de liniște și un pic de singurătate, iar dacă nativul este în vârstă, un bunic, este un lucru foarte bun pentru el, pentru că poate să prezinte cineva după niște zile sau chiar luni să le ofere o recompensă care practic este tardivă mai târziu. Dar totodată săptămâna asta vă umple de multă seriozitate și ceva timiditate, dar sunt și persoanele mai tinere, până în 18-20 de ani, care vor da dovadă de mai multă timiditate în contactele pe care le vor avea cu un partener, cu prieteni, cu un colectiv nou, dar asta nu înseamnă că e ceva rău. În tot cazul, sufletul vostru se umple de liniște, de lucruri bune și seriozitatea care vă caracterizează vă va conduce să obțineți niște rezultate mulțumitoare pentru săptămâna care urmează.